și același rezultat, iar așa și acolo a fost cu om eliminat. Acum, iarăși, ne-am făcut meciul greu noi pe final. Am luat meciul ușor când am avut 2-0. Și despre gol, ce pot spune? Mă bucur că am putut ajuta echipa și vreau să îl dedic la nepoțica mea, născută acum. Vă place așa să trăiți periculos? Păi, cred că în fiecare meci am bătut la un gol distanță sau cel singur 2-3 meciuri clar, am bătut clar 2-0 sau 3-0. Cum ți s-au părut adversarii cu Robert Ilieș pe teren, un fotbalist mare al României? A fost și eliminat astăzi? Da, se vede că e un fotbalist adevărat, care e foarte serios și în teren, dar și în afara lui s-a văzut. Ne-a bucurat că o lua roșu, că ne-a făcut un pic joc mai ușor până ce am luat și noi roșu. Ce să aștepte fanii în continuare de la Industria Galda de Jos? Ce să... Le promitem că încercăm să câștigăm de fiecare dată cele 3 puncte și nimic altceva. Nu vrem să facem mare acusare. Continuă panica la Galda? Cred că s-a terminat panica la Galda, dar noi în continuare vrem să facem puncte, să ne clasăm cât mai sus. Mulțumesc mult! Mulțumesc și eu!